Ia bine, Sama, poporule, la sfatul care ți se vede sus. Ești de sub umbrele de frământare și îngrijorare. Unde ești frământat în gândurile tale și spui întrebări și mănâncă dubi iemen. Unde să te adăpostești? Ți se pare că soarele s-a spus după noi. Ia bine, Sama, poporule, să nu te adăpostești la umbra copacilor falnici, pentru că va veni un vânt puternic care va dobori copacii falnici la țărână și toți cei ce s-au adăpostit sub ei vor fi spulberați și împanatoria ta noastră. Dar ți se zice ție, poporule, care mă cunoști și-mi cunoști tăria și puterea. Ești la raza de lumină unde strălucește soarele neprihănirii. Dar trebuie să înțelegi că e vremea când s-a apropie secerișul și greu trebuie să fie cum la vreme. Oamenii nispice trebuie să-și capete greutatea de neprihănire, pentru că când va fi strâns greu și împanacomenados, se va pune ciur și ciurul și împanacomenados. Împăradis namenadul va fi scuturat cu putere și toată pleava și boabele ușoare și cele seci vor fi depărtate și vor rămâne în ciur doar boabele cu greutate de neprihănire. De aceea înțelege că asta e vremea care e hotărâtă pentru ca greu să se coacă la vreme. Vei fi trecut prin arșiță, vei fi trecut prin vânturi, dar ce managadobi e bine hotărât să știi că cel ce stă cu capul plecat și împanacomenados va veni mâna care îl va ridica și mă va gândi iemeni. Înțelegeți că timpul e scurt și vremea s-a scurtat și ochii voștri vor vedea lucrările apocalipsii grăbindu-se. De aceea înțelegeți vremea în care să intrați în o tăiță cu cere greu să vite urace cu lacrimi, să primiți puterea de sus ca să puteți rămâne în picioare, să fiți îmbrăcați cu toată armătura Duhului, ca în felul acesta să puteți ținea pentru năptirilor vrășmașe. Ferice de cei care înțeleg, ferice de cei ce caută apropierea de mine, zice Domnul, pentru că vor rămânea la dăpostul aripilor mele și vor cunoaște ocrotirea mea chiar în vremea în care cei care nu mă au ca ocrotitor se vor topi de groază. Ai mei vor striga, bine, Domn! De aceea pregătire, poporule! Deșteptare, poporule! Veghere dublată! Veghere ți se cere vremea aceasta, vegherea rugăciunii! Și mă naga domnie, faceți-mă timp pentru asta de vorbă cu mine și acele puterea de sus de care aveți mare nevoie. Deci cei care vin cu cele murace cu lacră mă vor simți și vor primi putere, vor primi tărie și vor fi însoțiți de Duhul meu și vor fi